Proiectul este unul care se bazează pe niște principii, credem noi, corecte, curate și poate diferite în acest moment față de principiile care există în societatea românească. Desigur, încă mai există, dar cred că trebuie să ajutăm puțin la reconstrucția acesteia și la promovarea acestor copii minunați. Strada sub locotene Mihai Mihail, numărul 32. Am fost diagnosticată cu aici la Pitești, cu stenoză mitrală reumatismală. Am fost trimisă la București, de la București la Spitalul Militar și la Spitalul Fundeni. Mi s-a spus că intervenția chirurgicală nu mă va ajuta. Ultima noastră șansă a fost de a merge către primăria Topoloveni, către domnul primar Boțârcă, spunându-i că este ultima noastră șansă pentru a ne ajuta cu bani împrumut sau să găsim o cale. Dânsul ne-a direcționat către asociația, către fundația Ioan Dumitru, către domnul Ciprian Toma, către cadrele care lucrează la acea fundație și cu ajutorul dânșilor. Mulțumesc din suflet celor cu inimă mare care au fost alături de mine. Suntem la început de drum, pentru că activitatea care noi astăzi încercăm să o definim a început de ceva vreme în orașul nostru, prin implicare pe partea de educație, prin implicare pe partea de asistență socială, prin implicarea în activități sportive și aici suntem într-un loc în care mânia altora, și n-am să-i definesc, pentru că suntem într-o perioadă deosebită și alături de fețele bisericești care ne-au îndemnat prin slujbă să ne aplecăm și să trecem cu vederea lucrurile rele făcute de alții, iată lucrul rău a fost înlocuit cu lucrul bun. Și este într-adevăr mulțumitor pentru noi, iar lucrul acesta bun l-am realizat cu sprijinul OVIDU, Fundația Ovidiu Ioan Dumitru, care s-a plecat aici în Topoloveni și a răspuns la chemarea noastră pentru a veni și a încununa un efort. Efortul nostru de-a lungul timpului s-a văzut în implicarea pe care am avut-o, alături de semenii noștri, alături de tot ceea ce am creat din punct de vedere instituțional și n-am rămas necunoscători ai unor realități. Ovidiu, eu îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut, pentru ceea ce ne propunem să facem împreună în activitățile de care am discutat. Mulțumesc tuturor, doresc succes și implicare totală așa cum am avut până la această dată aici. Și pentru că această casă este casa
Domnului și casa omului. Te rog, Ovidiu, să primești din partea mea această icoană și în biroul de alături sau unde consider că este nevoie să o punem. Și sala aceasta va fi o sală lucrativă și celelalte vor fi la fel de lucrative și de implicate în activitățile noastre. Mulțumesc! Vreau și să vă mulțumesc și nu numai pentru astăzi, nu numai pentru ultimele proiecte, momente pe care le-am trăit împreună aici. Vreau să vă mulțumesc pentru mult mai mult și noastră și echipei noastre pe care eu am găsit-o aici. Vreau să vă spun că de ceva ani de zile, eu personal împreună cu unii dintre prietenii mei în București, în jurul Bucureștiului, în alte părți din țară, încercăm să găsim oameni, comunități în care dorința de a face un lucru, dorința de schimbare chiar să existe. Nu pot spune că nu am întâlnit, dar sincer să fiu, până la acest moment, până la momentul în care ne-am cunoscut și am cunoscut și pe ceilalți, nu am reușit să găsesc o comunitate atât de puternică, puternică în principii, puternică în voința de a face mai mult, de a progresa, de a prezenta lumii că nu este oricine și că pot să pot face lucruri mult mai frumoase și mult mai care să devenească în timp. Vă mulțumesc tuturor că ați venit la lansarea acestui club. În dorința noastră este ca acest club, în afara șahului pe care ați și observat, va fi o primă activitate. Dorim să extindem, dorim să începem în Topoloveni seminarele OID, seminarele fundației, pe cele trei componente ale noastre, respectiv cea educațională, cea culturală și cea sportivă. Noi spunem că vorbim de sănătate în general când vorbim de sport. Și eu sunt sigur că dumneavoastră, Novi Mar, echipa dumneavoastră și toți cei din Topoloveni veți achesta la principiile în care noi credem, trebuie să fim mândri că suntem români și trebuie să vă spun, trebuie să fiți mândri că sunteți topoloveni. Să sperăm că proiectele noastre vă vor atinge din ce în ce mai mult. De asemenea, dorim ca noastră să veniți către noi ca să vă înțelegem nevoile și să încercăm să facem această îmbinare între generații, îmbinare între oameni care sunt totuși, desigur, diferiți, dar au principii comune.